sorții, nu? Bine, astăzi pe la 6 și s-am păcat pe la 10 seara, nu? Ești în ritmul tău în continuare, nu? De data asta chiar ne-am despărțit, sunt o femeie liberă și sunt fericită că m-am putut să mă rup de data asta. De când am vorbit ultima oară, adică acum vreo 2 luni, te-ai mai despărțit de 100 de ori? Nu, așa jur doar de 2 ori. Așa jur și eu cu păcănelele, să moară familia, gata, mă las, să-i zic lui nevastă mea, mă las, gata, gata, să mă las. Mă lis, nu mă las. Să zice mă lis, dacă e cu păcănele, bă, mă lis. Așa e când stai cu un om nepotrivit. Stai și încălzești o ciorbă fiartă mereu, nu, eu sunt de vină că am crezut că dacă reîncărzești o să meargă, dar nu merge. Crezut? Păi uite că adevărul e că, nu știu, probabil și obișnuința și nu știu ce să zic, nu, nici n-a fost altcineva poate în viața mea ca să mă lase să mă rup de el, știi? Și acum e? N-ai nevoie de altcineva să te rup, dragă. Dar chiar mi-am dat seama că nu am nevoie de nimeni. Dacă nu sunt fericită, mă rup și gata. Nu, dar, Andy, știi cum e? Dacă te întorci de 20, de 30 de ori la același om, este clar că o să mai faci a 21, și a 31 oară. Adică, da, dar la un moment dat, trebuie o schimbare de la un moment dat gândire. Se rupe totul. Păi întotdeauna spui că s-a rupt nu merge totul. De multe. Te împaci odată, de 2 ori, de 100 de ori, dar ca vezi că nu merge nici a... Eu nu-s convins. Am avut pe aici colege care o mai țin minte pe Ana Mocanu, care se certa și se împăcau. Parcă ea, nu? Da. Se certa 100.000 de ori, se împăcau și iar se certau și iar se împăcau și spunea gata, acum e ultima oară și iară pe și până la urmă nu s-au despărțit? Până a găsit pe altcineva. A plecat din țară, ca a plecat în țară, da. A plecat și a găsit Babilul un băiat chiar foarte mișto, dar da. Asta cum mi-am dat seama, nu ți-ai dat seama. Mâine sau poimine când o să ploua, ați adică nu ai cu cine să umpli timpul, așa cum spui și tu, și o să vezi că e singură și hai să-i mai dau un mesaj, hai să presupun că așa se întâmplau și președintele împăcări, nu știu. Dar de Instagram-ul, toate prietenele mele fericite, eu de ce nu sunt? Gelozie sau ce? Și simplu, niște... Noi ne certăm din mărunțișuri, din nimicuri. Deci noi n-avem motive reale. Că acum și eu mă enervez foarte repede și peste 3 zile îmi dau seama, stai mă, că săracul până la urmă n-a greșit. M-am enervat eu repede. Și uite așa ne certăm. Trebuie că te-am omorât, n-am vrut. Degeaba. La nervi. Da, ce e asta? M-am hotărât, vreau și eu să fiu ispită. Da, mi-am găsit bărbatul ideal. A cine? Nu știu, l-am găsit pe Instagram, m-am îndrăgostit. E român? Deși mie nu-mi plac bărbații tineri, mie îmi plac bărbații mai maturi, care sunt, nu, maturi, nu, maxim 45, plus 38. Între vârsta asta mi-am dat seama eu că bărbații au ceva în cap. Am ieșit, bă, băiatul. Ai ieșit. Mamă, la un colț era să mă izbească, să nebunesc. Ce vorbești? Gata, sâmbătă am ieșit în target tot. Serios, mi-am dat seama că până în 38 de ani, un bărbat, sunt copii, nu sunt... Nu prea ai ce să vorbești. Copii? Da, nu, sunt foarte imaturi. 38 sunt copii, între 38 și 45 sunt tine. Am 34 de ani, da, eu sunt. Ești copilaș. Da. Apropo de asta, că am uitat să vă zic. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați urat la mulți ani și n-am apucat să vă mulțumesc personal. Toată stima și să vă dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani și neastră. Sunt foarte mulți, mai ales că am fost și plecat. Acum, pe toate rețelele astea de comunicații, nu mai a pus să mai răspund la toată lumea. Adică sunt atât de multe rețele, sunt mai multe rețele decât mesaje. Nu, glumesc.